Domnule vicepreședinte, ați venit cu noroc aici la Ploiești. 2-0 simplu pentru Chindia. În primul rând, bună ziua telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, am venit cu noroc. Este primul meci în deplasare și am vrut să văd și eu băieții cum se descurcă. În general, jocul mi-a plăcut. Au avut foarte multe ocazii și sper, după jocul rezultatelor care mi-a spus dumneavoastră, că am promovat cu această victorie. Nu știu dacă s-a promovat, Pitești a pierdut și a rămas la 9 puncte. Matematic aveți dreptate, dar prin prisma rezultatelor și prin prisma jocurilor pe care le mai avem, eu sper că avem jocuri ușoare și vom promova. Și adversarul de astăzi a fost unul foarte modest. Aveți dreptate, felicit băieții pentru acest joc minunat și le urez în continuare multă baftă. Liga 2, acolo vrem cu toții să ajungem. Există susținere din partea Consiliului Județean? Deocamdată să ajungem acolo și o să vorbim la timpul respectiv.